promovarea examenului de bacalaureat. Acesta este unul dintre obiectivele pe care le urmărește Liceul Tehnologic Ioan Bojor din Reghin pentru anul 2015. Conducerea unității de învățământ speră ca procentul de promovabilitate de 40% să se mențină și în acest an. Elevii noștri și profesorii sunt preocupați de pregătirea pentru examenele de final de an, examenele de bacalaureat, examenele de competențe profesionale. Am dori să ne menținem cel puțin la procentul de 40% de promovare a examenului de bacalaureat, ținând cont că elevii noștri vin cu medii de admitere mici și noi trebuie să îi aducem la o performanță de cel puțin peste 6 ca să promoveze bacalaureatul. Directorul Liceului Tehnologic este de părere că rezultatele obținute de elevi sunt pozitive. Procentul de promovabilitate devansează astfel alte licee la acest capitol. Țin să menționez că la acest liceu, deci, s-a luat bacalaureatul în procent de 40%. În ierarhia liceelor din județul Mureș suntem la jumătatea clasamentului, deci mult mai bine decât liceele din Târgu Mureș, și eu sunt mulțumită de performanța pe care am realizat-o cu elevii în această școală. La Liceul Tehnologic Ioan Bojor, pentru anul școlar în curs, există 63 de cadre didactice. Unitatea cuprinde 540 de elevi grupați în 22 de clase.